Bun găsit, stimați prieteni, stimați spectatori și privitori ai acestui canal. În această zi vom aborda câteva subiecte interesante, dar delicate. Vom discuta despre contrabanda care se mai face în zilele noastre. O să ajungem și la campania electorală, că numai electorală nu-i în aceste superbe zile de toamnă. Iar în final vom vorbi despre problemele din sport. Mai precis, o să aflăm de ce a întârziat avionul cu juniorii noștri sub 21 de ani, care trebuia să zboare spre Finlanda, și vom vorbi puțin și despre Tourul Franței, ediția 2020. Așadar, știți despre ce-i vorba, stați comozi, nu plecați, nu părăsiți incinta, beți-vă cafeluța, că în următoarele 15 secunde numai vă mulțumesc. Numai vă mulțumesc pentru comentarii, pentru faptul că mi-ați scris, pentru faptul că dați share, dați like, pentru faptul că v-ați abonat la canalul meu. Vă mulțumesc tare mult și faceți asta și pe viitor. Să fim prezenți aici, să ne distrăm și să ne sincronizăm pe subiectele zilei. Iată că au trecut 18 secunde de laude. Acum să intrăm în subiect. Aveți răbdare, nu? Pentru că știți vorba românului, răbdare și tutun, ci că în izolare a crescut consumul de tutun în România. Păi direct proporțional cu consumul de mona. Dacă românul nu are vicii, viața nu are sens. Mai nou, ci că undeva în Maramureș, la cota 1900, șerpașii oșeni aduc în spate țigările ucrainienilor, țigări netimbrate, că le vând mai ieftin în România și mai fac și ei un ban. Ci că le aduce drona din Ucraina, le aduce drona până undeva în munte și de acolo merg săracii cu spatele și le aduc și le distribuie în țara noastră. Rezistența duhănitorilor din munți. Dacă pe vremuri înainte de 89 se retrăgeau românii în munți, făceau celule izolate, rezistau acolo în speranța venirii americanilor, acum rezistența românească aduce țigări, contrabandă cu țigări în vârf de munte. Asta este, nu avem ce să facem. Oare poartă mască șerpașii autohtoni? Că n-or preveni măștile. Trebuiau să vină vreo 100 de milioane de măști, au venit vreo 42 de milioane, dar dacă banii s-au dat în licitație, salutare, la revedere. Că vedeți, se zice că masca e bună, unii zic că masca nu are niciun folos, dar totuși în Canada este o reglementare, o recomandare dată de Ministerul Sănătății. Ea sună cam așa. În Canada se recomandă ca în timpul partidelor de făcut dragoste sau pentru cei care pot sex să se poarte mască. Drept e că nu spune cine dintre parteneri să poarte mască, dar eu cred că bărbatul ar trebui să poarte mască. Că mai ascunde din rușine, mai ascunde din grimase, mai ascunde din... Că dacă poartă mască partenera, a, păi nu știi ce se întâmplă în propoziție. Degeaba o întreb după că nu iese. Păstrând tonul ăsta oarecum erotic, știți că am postat ieri după masă, nu m-am abținut, dar trebuie să reiau știrea, numai din titlu am râs. Ci că un candidat de consilier la o primărie și-a arătat penisul gol, că nu era plin, și fundul gol, că n-avea ce să fie acolo, unui cetățean interesat, consătean, care l-a acuzat pe respectivul candidat că fură motorină. Cu mâinile curate, cum ar fi zis Sergiu Nicolaescu, nu avem nimic de ascuns, e campanie electorală, caută-mă și în cur, nu am motorină. Acum era nasol să fure cu fundul omul motorină. Și ce să facă după ce o fură? Să o dea până furtunul din dotare afară? Da, din Suceava este știrea că de unde? Omul cinstit, omul hotărât. Și-o dat jos? Trebuie să fie. Ați văzut video pe internet, nu? Și-o dat jos, avea ceva salopete și-o arătat. Nu am nicio motorină, bă. Filmează-mă. Da, sper că a rămas omul în PSD. Nu s-a transferat, că domnul Ponta a și zis. A luat legătura cu domnul Ciolacu. Domnul Ponta, știți? Mare PDS-ist, PSD-ist care și-a făcut acum pro-România lui. Și a lui să rămână, partidul lui. I-a zis lui domnul Ciolacu, zice, mă, Marcele, fii atent, dacă scap de trădătorii din PSD, ne-am putea alia să fim cei mai tari pe stânga, pro-România cu PSD. Cine vorbește, mă? Tot timpul, vorba românească, la hoții frică de hoți. Trădătorul vorbește despre trădător. Păi nu tu ai trădat PSD-ul, nu tu ai plecat din PSD.
că ai făcut măgăriile alea, oricum te știm că ești un plagiator patentat și ți-ai făcut partid și acum zici că vii să salvezi stânga, săraca stângă românească. Aveam stângă de aur pe vremuri, aveam stângă mai bună decât boxerii din circuitul profesionist și acum ce stângă, că nu știe stânga ce face dreapta, vorba Evangheliei. Al Evanghelie. Da, așa mă gândesc. Deci o scăpa PSD de marele trădător Ponta, câțiva trădători s-au dus și la PNL și acum dacă vin restul trădătorilor din PSD în pro-România, e ok, că nu mai are PSD-ul trădător, deci pro-România se poate alia cu PSD-ul pentru alegerile parlamentare. Bă, eu nu mai înțeleg nimic. Numai, au venit și la PNL, au venit o doamnă pațurcă. Mi-am adus aminte de Cristi Pațurcă, fiertat, sper să n-aibă legătură cu imnul golanilor. Doamna Pațurcă din Călăraș, nici comună, nici... Aia las-o încolo. A fost dată afară din PSD pentru că n-a fost prezentă la cvorumul moțiunii și la câteva ore a trecut în PNL. Bă, nici nu s-o răcit așternutul, mă. Așternutul din bordelul politic și ea o și schimbat patul. Extraordinar, mă. Și câți sunt așa? Zeci, sute în toată țara. Degeaba Rareș Bogdan își fâlfâie batistuța. Nu mai veniți la PNL, noi suntem liberali, adevărați. Nu mai veniți pesediștilor trădători, nu mai veniți. Li se fâlfâie, mă. Li se bate că pentru funcții și pentru bani. Uită și de mamă și de tată. În 6 decembrie iară mergem la alegeri. Nu ne dezmetecim bine după alea locale, în 6 decembrie mergem iară la alegeri. Am și eu un cadou de ziua onomastică de Sfântul Nicolae. Poate la unii o să le aducă bâte, botele, să-i pedepsească pentru ceea ce au făcut sau mai ales vor să facă. Și o să mai intre și în Parlament tipi și tipe corecți din punct de vedere moral. Să vedem ce aduce moșul Nicolae în traista și în desaga lui. Apropo de, că ziceam la început de fotbal, juniorii ăștia, sub 21 de ani, acum sunt păstoriți de adimutul. Mutul îi antrenează. Păi da, 21, că el e obișnuit cu blackjack-ul, cu 21. Și trebuiau să meargă, să plece în Finlanda, că au astăzi meci. Și a întârziat avionul cu vă ore jumate. De ce? Nu-și găsea Mutul foițele. Foițele cu schemele de joc. Să vedem ce fac. Așteptăm și un meci de la Națională, că de campionat ne-am săturat. De campionat. Ziceți voi, dragi microbiști, astea-s meciuri? Mai bine ne uităm la Turul Franței. Mă uit la Turul Franței acum de când comentează pe undeva Manolo Terzian, parcă îl și văd cum își face freza lui. Comentează bine, e documentat, are ajutoare, citește mesajele de la privitori, e ok, dar eu rămân la epoca Naum Banciu, anii 2000, când comentau ei Turul Franței. Numai pentru comentariu. Povesteau peisajele, rețete, castele, chestii. Dacă și nea Florin Călinescu a luat o sticlă de șampanie și a mers la ei în cabina de comentator de la Eurosport numai ca să-i vadă pe viu, vă dați seama. Dar alta e cu Turul Franței de acum, că s-a decalat, numai vara e toamna. Alaphilippe, Julien Alaphilippe, ce-a făcut omul ăsta? Era în frunte, mai avea 20 de kilometri până la finish. Și-o luat de la un trecător de pe margine, știți că toți le dau acolo, langoșe, mici, clătite, hai, îi împing. O luat o sticlă de apă să se hidrateze. Cu 20 de kilometri înainte de final. Și-o fost penalizat cu 20 de secunde, acum e pe locul 4 sau 5, habar nu am în clasament. Contează, acolo e totul la secundă. Totul e la secundă. Bă, dacă era turul Turțului, turul României, turul Maramureșului. No, atunci s-a meritat să se oprească pentru o sticlă de pălincă, să se hidrateze și să meargă mai departe. No, ăla era bărbat. Dar așa pentru niște apă, apă chiar, cam așa sună și rezultatele la bacalaureatul de toamnă. Cam 32% dintre elevi și-au luat bacalaureatul. Felicitări! Restul de 68% îți bine mersi până Italia, Spania, Irlanda și așa mai departe. Și o premieră, că trebuie să dăm și vești bune. După 18 ani, cineva, o elevă și-a luat bacalaureatul de toamnă cu media 10. Vedeți că se poate? Vedeți că dacă ai ambiție, reușești cu forțe proprii? Bravo ei! Bravo că a luat nota 10, media 10. Să aibă succes la facultate și să-i meargă bine în viață. Eu m-am oprit aici.
este vineri, mâine, sâmbătă, duminică, puneți videourile astea în playlist și ascultați-le să vă meargă bine în weekend pe canalul Nicu Bendea. Mulțumesc de abonare, aștept comentariile voastre, să mai stăm de vorbă. Toate cele bune!